Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă conferință a Teatrului Național. Desigur, majoritatea dintre dumneavoastră, care sunteți publicul nostru fidel, cunoașteți istoria acestor conferințe, începute de mult de intelectualul de rasă, care a fost Ion Marin Sadoveanu și director al Teatrului Național. Pe vremea aceea, conferințele aveau ca subiect numai teatru. Suntem deja a șasea stagiune de când s-au reluat aceste conferințe în directoratul domnului Ion Caramitru, dar de data aceasta fiecare conferențiar a avut subiectul pe care și l-a dorit. Pe dosul pliantului nostru aveți deja casetele care au apărut cu conferințele, nume mari ale culturii românești. Astăzi avem un invitat special. Am mai avut un diplomat la conferințe, domnul Neagu Giuvara, chiar la trei conferințe a fost dânsul, dar un diplomat în retragere care are foarte multe amintiri. De data aceasta, tânărul diplomat despre care ne va vorbi, diplomat de carieră cu titlul de ministru plenipotențiar, secretar de stat la Ministerul de Externe, cu o activitate absolut impresionantă, vă spun de alaltă ieri, mă uit pe acest pliant și zic ce pot să extra ca să nu vă povestesc tot ce scrie aici. Am să vă spun numai că popularitatea conferențiarului a fost la un punct culminant atunci când a fost agentul României pentru Curtea Internațională de Justiție, reprezentând România în procesul cu Ucraina la Curtea Internațională de Justiție, privind delimitarea maritimă în Marea Neagră. Are o frumoasă carieră universitară, a publicat 13 tratate și multe capitole în lucrările unor colegi, are multe decorații, diplome și așa mai departe. Bucureștean, fost elev al Liceului Sfântul Sava, poate că e vreun coleg de școală pe aici, prin sală. Titlul conferinței este extraordinar pentru vremurile în care trăim astăzi. Interesul național și actualitatea suveranității, politica externă a României și paradigma învingătorului. Foarte interesant și foarte incitant și ca titlu și ca idei, subiect, nu știu, o să vedem. Îl invit în scenă pe domnul Bogdan Aurescu. Mulțumesc. Stimată doamnă, domnule director general, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea pe care mi-ați făcut-o și dați-mi voie înainte de orice să vă felicit pe dumneavoastră, dar și pe colegii dumneavoastră pentru premiul pe care l-ați primit luni, premiul Radio România Cultural pentru Teatru, care este fără îndoială una dintre multele mărturii ale eforturilor extraordinare pe care le faceți și le veți face pentru cultura română. Prin urmare, dați-mi voie să mă alătur cu modestie milioanelor de români care vă prețuiesc și vă admiră. Doamnelor și domnilor, vă mărturisesc că am fost foarte emoționat și extrem de onorat atunci când maestrul Ion Caramitru mi-a adresat invitația de a conferenția în acest cadru prestigios. Și vreau să vă spun că aceeași emoție mă însoțește și astăzi în fața dumneavoastră. Am ales să vă vorbesc despre o temă despre care nu se mai vorbește chiar în fiecare zi. Dintr-o perspectivă strict personală, care nu mă angajează decât pe mine, prin urmare pur subiectivă, indusă însă de lecțiile învățate din ceea ce am făcut până acum ca diplomat român. În ce mă privește, ca diplomat de carieră, lucrez în Ministerul de Externe și fac politică externă ca profesie
de mai bine de 16 ani, fără pauze. Asta presupune inerent că acționez zi de zi, alături de colegii mei diplomați, pentru atingerea intereselor și obiectivelor concrete de politică externă ale României, adică pentru realizarea intereselor statului român în relațiile internaționale. Aceste obiective și interese concrete, la care lucrăm zi de zi, uneori însă și nopțile, uneori și în weekenduri și în zilele libere și în perioadele de concedii pe care unii dintre noi nu reușim aproape niciodată să le folosim pe de-a întregul, reprezintă puse împreună, în acumulare, elementele de construcție ale interesului național al statului român. E drept că în România conceptul de interes național a fost demonetizat forțat și demonizat artificial. Undeva la începutul anilor 90, interesul național, la pachet cu patriotismul, au fost proclamate ca desuete, fiind asimilate naționalismului comunist exacerbat de epoca de aur. Apoi, în fața marilor obiective ale integrării europene și euroatlantice, orice concept definit prin termenul de național părea antitetic cu redeschiderea societății spre comunitatea de valori și cultură occidentală, din care noi am știut mereu că facem parte și unde abia atunci, după atâta amar de izolare, tocmai începeam să ne întoarcem. În realitate, exact aceste mari obiective de integrare în Uniunea Europeană și în NATO au fost primele expresii consensuale la nivelul societății noastre după 1990 ale interesului național. Numai că nu am spus-o explicit de la bun început. Sigur, trăim într-o lume puternic globalizată și acut interdependentă. Trăim în rețea, trăim în conexiuni perpetue, trăim într-un sat global, într-o dinamică nebună, în care izolarea sau tăierea firelor este imposibilă, aviz amatorilor de autonomie. Nimic din ceea ce se întâmplă într-o societate dintr-o țară nu mai poate fi complet impermeabilă acestor dinamici și efectelor ei. În doctrina dreptului internațional clasic, adică undeva până la al doilea război mondial, se utiliza un concept care se chema domeniul rezervat al suveranității statului. Domeniul rezervat era considerat a fi o zonă în afara influențelor externe, o sferă a activității statelor în care competența acestora nu era supusă, mai bine zis se plasa, în afara dreptului internațional, în afara zonei de acțiune a acestuia. Conform concepției de la începutul secolului trecut, în acest domeniu rezervat ar fi intrat, într-o formulă destul de vagă și imprecisă, onoarea interesele vitale și esențiale ale statelor. Deci, pe o astfel de formulă, interesul național ar fi un ingredient al domeniului rezervat, competenței exclusive a statului, adică un element contrapus direct, antagonic, lumii externe și interdependenței pe care ea o presupune. El ar ține de izolarea cea anacronică și imposibilă pe care nu o mai dorim, căci am avut destul parte de ea și ne-am săturat. Și nu o mai putem avea astăzi, chiar dacă am dori-o. E clar că într-o astfel de logică ar fi perfect legitim să ne punem întrebarea: mai este actual interesul național? Ce nevoie mai avem de el? Numai că, în realitate, domeniul rezervat al suveranității a fost întotdeauna o chimeră, la fel de imposibilă ca și izolarea pe care acest concept a predicat-o. O noțiune politică, vagă și fără sens, ca și ideea că suveranitatea este absolută, sau, dimpotrivă, că a dispărut total și definitiv. De altfel, noțiunea unui domeniu rezervat, rigid, al suveranității, pe care statul îl poate defini în mod exclusiv, a fost demontată încă din perioada interbelică. În 1923, Curtea Permanentă de Justiție Internațională, adică predecesoarea Curții Internaționale de Justiție de astăzi, s-a pronunțat într-un aviz consultativ privind decretele de naționalitate promulgate la Tunis și în Maroc, cu privire la excepția domeniului rezervat, care în acel caz fusese ridicată de Franța. Arătând că problema de a ști dacă o anumită materie intră sau nu în domeniul rezervat este o chestiune în mod esențial relativă, ce depinde de dezvoltarea raporturilor internaționale. La rândul său, Institutul de Drept Internațional preciza în 1932, într-o rezoluție adoptată la Oslo, că dreptul internațional este cel care determină limitele competențelor exclusive ale statului, deci nu statul însuși unilateral. Spunea acest document, limitele în care această competență este exclusivă sunt esențial relative, ele depind de dezvoltarea raporturilor internaționale. Iar precizarea dacă un caz determinat aparține sau nu competenței exclusive a statului
nu poate fi tranșată unilateral de niciunul din statele interesate. Prin urmare, comunitatea internațională este cea care trasează astăzi limitele domeniului rezervat, adică sfera competențelor în legătură cu care exercițiul suveranității în componenta sa externă nu mai este exclusiv. Iată, prin urmare, că domeniul rezervat al suveranității cu pereți rigizi, fixați unilateral de stat, nu a fost decât o iluzie. Dar asta nu înseamnă că suveranitatea nu mai există. Și odată cu ea, statul și interesele sale esențiale, adică interesele naționale. Nicolae Titulescu spunea într-un celebru discurs din 1929, pe care l-a ținut în Reichstag, la Berlin, discursul se chema Dinamica Păcii, că, și îl citesc pe Titulescu, suveranitatea și sentimentul național nu pot și nu trebuie abolite, ci să fie eliberate de orice exagerare, ce ar putea constitui o amenințare la adresa păcii. Tot Titulescu, într-un alt discurs din 1932, de la Societatea Națiunilor, de la Geneva, blama într-o formulă foarte sugestivă, în cuvintele sale, suveranitățile cu pereți metalici din care s-au născut atâtea catastrofe. În pledoaria mea finală ca agent al României la Curtea Internațională de Justiție, în procesul de la Haga, aminteam tot cuvintele lui Titulescu, care definea suveranitatea statelor ca fiind grevată de o servitute internațională în favoarea păcii și a dreptului internațional. Dar tot în viziunea lui, abolirea suveranității ar arunca lumea în haos și anarhie. Prin urmare, modelarea conceptului de suveranitate a avut loc sub influența marilor mutații contemporane ale mediului politic internațional, determinate de evoluții cum ar fi globalizarea, integrarea europeană, fenomenele de descentralizare, de federalizare, de devoluție, de dezintegrare și în același timp de proliferare statală, de spiritualizarea frontierelor, iarăși conceptului Titulescu, de democratizare la nivel mondial, dar și de efectul asupra suveranității al afirmării dimensiunii internaționale a drepturilor omului și al teoriei intervenției umanitare, care mai nou se cheamă responsabilitatea de a proteja. Suveranitatea, ca suflet, ca animus al statului, apărută odată cu statul, îl va însoți pe acesta până la dispariția sa, dar asta nu înseamnă că pe parcursul acestei evoluții istorice nu a suferit suveranitatea modificări în ceea ce privește trăsăturile sale. Iată, de pildă, indivizibilitatea suveranității, care însemna în dreptul internațional clasic că suveranitatea nu poate fi fragmentată într-un singur stat, atributele suveranității aparținând unui singur titular, care deține astfel toate modalitățile de exercitare a acesteia, a fost deja afectată de redirecționarea autorității de stat spre niveluri infra- sau suprastatale. O altă trăsătură a suveranității, exclusivitatea, adică faptul că pe teritoriul unui stat nu se poate exercita decât o singură suveranitate, este și ea afectată de o serie de fenomene precum creșterea interdependențelor sau integrarea europeană, care presupune punerea în comun a exercițiului unor atribute de suveranitate. Inalienabilitatea, o altă trăsătură a suveranității, care înseamnă că, prin chiar conținutul său, suveranitatea exclude abandonul sau cedarea sau transferul de atribute suverane către alte state sau entități internaționale, la rândul său este modificată de fenomenele integraționiste și caracterul originar și plenar, a patra trăsătură a suveranității, care înseamnă că suveranitatea aparține statului, adică izvorăște din stat, nefiindu-i atribuită din exterior, în timp ce prerogativele puterii de stat cuprind totalitatea domeniilor de activitate, politic, economic și social, este afectat de realitatea creării unor state de către comunitatea internațională, de crearea de administrații internaționale sau de construcții sau modificări constituționale operate de chiar comunitatea internațională prin jocul compromisului internațional, a se vedea exemplele Bosnia și Herțegovina, Kosovo sau Macedonia. Nu doar caracterele suveranității, dar și consecințele sau efectele ei au suferit modificări. De pildă, prezumția de regularitate sau, cum spunea Rousseau, infailibilitatea suveranității, adică orice act pe care îl face statul suveran este prezumat a fi licit, iar celelalte state sunt obligate să respecte această prezumție, în caz contrar, fiind vorba despre un abuz de drept sau intrând pe
pe terenul relei credințe. Dar această prezumție de regularitate suferă modificări pentru că astăzi acțiunile statului, în tot mai multe domenii, mai ales în domeniul drepturilor omului, sunt supuse controlului internațional. Un alt efect al suveranității, autonomia constituțională, care însemna de fapt libertatea statului de a decide propriul său sistem politic, economic, social, cultural, este afectat de procesul de democratizare la nivel mondial de astăzi și este înlocuit de legitimitatea democratică. Cu alte cuvinte, consolidarea regimurilor democratice devine esențială pentru primirea și chiar pentru păstrarea calității de membru în cele mai importante organizații internaționale, ba chiar și pentru primirea de asistență financiară internațională sau pentru recunoașterea noilor state sau guverne. Iar când sistemul democratic este înlăturat prin modalități neconstituționale, intervenția democratică devine posibilă chiar dacă ea nu este deocamdată reglementată și chiar dacă funcționează încă aleatoriu. Este nevoie și de o abordare nuanțată a suveranității, concept cu geometrie variabilă, făcând distinția între suveranitatea substanță și suveranitatea exercițiu. Dacă substanța suveranității este imuabilă, adică nu poate fi afectată, pentru că suveranitatea rămâne parte componentă a celui mai important principiu fundamental al dreptului internațional, adică egalitatea suverană a statelor. Exercițiul său extern, chiar dacă cel intern a fost, dar exercițiul său extern nu poate fi absolut. Așadar, exercițiul suveranității trebuie făcut rațional, asta însemnând autolimitarea sa în funcție de cerințele interdependențelor internaționale și în funcție de dreptul internațional. Într-adevăr, o exercitare abuzivă a suveranității, ca oricărui drept, este de natură să afecteze alte suveranități și este echivalentă cu un abuz de drept. La fel cum o limitare excesivă a exercițiului suveranității duce la anihilarea însăși substanței acelei suveranități. Așadar, autolimitarea rațională a exercițiului suveranității în interesul comunității internaționale este însăși garanția existenței și funcționării sale optime, precum și a statului este garanția supraviețuirii și adaptării evolutive a statului ca subiect primar de drept internațional și mai ales ca actor principal al relațiilor internaționale. Suveranitatea adaptată rămâne astfel conceptul fundamental al dreptului internațional, fiind în continuare esențială pentru formarea dreptului internațional, dar și pentru definirea esenței statului ca element principal în sistemul internațional. În ciuda mutațiilor mediului internațional și în ciuda faptului că foarte mulți actori non-statali dobândesc un rol și o influență din ce în ce mai mare, uneori chiar un rol normativ în plan internațional. Faptul că suveranitatea se reinventează, se adaptează, supraviețuiește, își păstrează locul de concept fundamental, acceptând limitarea sa de către dreptul internațional și în funcție de interesul prevalent al comunității internaționale, pe baza valorilor comune ale acestei comunități, este un pas esențial pentru realizarea principiului supremației dreptului internațional în relațiile internaționale, adică pe înțelesul tuturor al ordinii publice internaționale. Nu există, prin urmare, nicio contradicție între lumea internațională în care trăim, chiar dacă este atât de interdependentă și globalizată, între integrarea europeană și euroatlantică la care și România ia parte, și conceptele de interes național și suveranitate. Numai că este o suveranitate relativă, adaptată, flexibilă, mai adecvată unei comunități internaționale dinamice și deseori imprevizibile, care a preluat, a absorbit în câmpul său de interes foarte multe din domeniile care țineau mai de mult de domeniul deciziei interne exclusive a statului. Stat care, de altfel, tot mai puțin este capabil să se descurce singur, autonom, pe arena internațională. Deci este nevoit să externalizeze tot mai mult din exercițiul exclusiv al competențelor sale suverane. Atracția integrării în Uniunea Europeană și în NATO poate fi de altfel explicată de această nevoie de eficientizare a politicii externe. Statul rămâne încă relevant între lumea externă plină de imprevizibili și pericole sau provocări și nivelul local tributar propriilor microistorii. Această ficțiune politico-juridică a statului continuă să fie un mecanism a cărui eficiență se măsoară doar prin gradul și capacitatea sa de adaptare permanentă la evoluțiile externe și interne.
Pentru că dacă ne uităm la origini, statul într-adevăr așa a apărut din necesitatea unei comunități de a gestiona mai eficient, prin crearea și funcționarea mecanismului statal, interesele membrilor acelei comunități, atât în interiorul său, cât și în relația cu alte comunități în afară. Și am rostit și veți mai auzi de-a lungul acestei prezentări de mai multe ori cuvântul eficiență. Sigur că să ai obsesii veți fi de acord cu mine că nu este un lucru de laudă. Dar pentru un jurist și pentru un diplomat, obsesia de căutare a eficienței nu e chiar un lucru rău. În dreptul internațional și în relațiile internaționale, adaptarea conceptelor, adaptarea instituțiilor pentru a-și păstra sau spori funcționalitatea nu este altceva decât o chestiune de eficiență sau de randament. Cedarea exercițiului unor competențe către organizații de integrare de tip Uniunea Europeană sau NATO pentru mai multă eficiență, adaptată la realitățile dinamice și complexe ale lumii contemporane, nu face însă statul irelevant, ci cel mult subsidiar. De altfel, multe dintre aceste competențe nu sunt în mod real și definitiv cedate pe fond de către stat, pentru că statul rămâne titularul lor. De fapt, statul cedează exercițiul acestor atribute, modul exclusiv, unilateral, al exercitării lor. De fapt, limitarea suveranității constă de fapt în aceea că atributele în cauză nu mai sunt exercitate individual de către stat, ci împreună cu alte state care fac același lucru. Statul își regăsește în această exercitare împreună acele competențe suverane ale sale, doar că nu le mai aplică singur, ci cu alții, pentru eficiență, pentru un randament mai bun. Dacă statul persistă în a fi relevant, iar suveranitatea sa actuală, e fără dubiu că statul are nevoie în continuare de o politică externă. Iar politica sa externă are nevoie în continuare de conceptul interesului național. Dar ce este însă acest interes național? Ce este el pentru România din unghiul politicii sale externe? Au fost multe încercări de definire a interesului național. Unele mai degrabă generalizatoare, altele au înclinat mai mult înspre detaliu. Numai că riscul coborârii în nuanțe este acela de a confunda interesul național cu obiectivele sale. Orice strateg, mai mult sau mai puțin avizat, vă va spune că excesul de tactică poate inunda strategia. Interesul esențial al oricărui stat este fără îndoială acela de a continua să existe, de a-și menține parametrii care îl definesc, în principal teritoriul cu frontierele sale, populația, resursele, dar și de a acționa eficient ca mecanism de bună guvernare, astfel încât interesele concrete ale cetățenilor săi să fie permanent satisfăcute. Din unghiul politicii externe, acest interes fundamental presupune creșterea profilului său internațional concomitent cu asigurarea securității țării în sensul cel mai larg, nu doar militar, dar și economic, energetic, social, chiar și cultural. Doar așa un stat, o societate pot progresa și se pot moderniza. Prin urmare, din punctul meu de vedere, interesul național al României, din perspectiva politicii externe, nu poate fi altul decât cel de ridicare și consolidare a profilului internațional al țării, concomitent cu orientarea continuă a acțiunii diplomatice românești ca vector de modernizare și progres. Totodată, acțiunea diplomatică a României trebuie să vizeze prioritar creșterea securității țării în sensul cel mai larg amintit mai devreme. Aceste elemente definitorii ale interesului național pleacă pentru România de la premiza calității sale de membru al Uniunii Europene și NATO, cu tot ce înseamnă comunitatea acestora de valori, norme, principii occidentale ale democrației și statului de drept, dar și din poziția geopolitică a statului român aflat la frontiera externă a acestor organizații. De aceea, preocuparea permanentă a politicii externe a României pentru vecinătatea sa imediată, atât în Balcani cât și în Est, în arealul Mării Negre, este de natură strategică. Extinderea în vecinătatea României a unei zone democratice de prosperitate, de securitate, de predictibilitate, este esențială pentru atingerea acestui obiectiv. Se pune însă întrebarea, cum atingi interesul național? Care sunt mijloacele și instrumentele pe care România le poate folosi pentru realizarea interesului național în politica sa externă? În orice întreprindere, de orice fel ar fi,
Esențiale sunt trei elemente pentru a o duce la bun capăt. Instrumentele, proiectele de realizat și oamenii care să atingă acele proiecte, lucrând cât mai eficient cu acele instrumente. Pentru un stat de talia României, în societatea internațională, adică un stat de tip mediu, este esențială identificarea și folosirea oricărui mijloc de natură să eficientizeze, să maximizeze, să crească randamentul resurselor pe care le are și eforturilor pe care le face. Iar când spun de talia României, nu este o referință peiorativă, suntem totuși al șaptelea stat ca mărime din Uniunea Europeană. Este o referință pur factuală. Un stat care nu are extraordinare resurse militare, economice sau influență politică ori culturală dominantă în spațiul său de existență, trebuie să știe să folosească alte mijloace, alte instrumente care să-i crească randamentul acțiunii sale în plan extern. În ce privește proiectele, ele trebuie să fie proiecte de consens național, acceptate și susținute consensual, pe cât se poate, și ar trebui să se poată, dacă vorbim despre politica externă. Iar despre oameni, fără dubiu, ei sunt cei mai importanți. În cazul României, mijloacele care să crească randamentul acțiunii externe au fost și sunt, din punctul meu de vedere, apartenența la organizațiile internaționale și utilizarea acestora, instrumentul parteneriatului strategic și folosirea dreptului internațional și a standardelor internaționale. Când spun apartenența la organizații internaționale, am în vedere nu doar obiectivele centrale ale etapei post-1990, adică aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. Am în vedere, spre exemplu, și utilizarea Consiliului Europei, care a reprezentat pentru România prima etapă a procesului de reîntoarcere la comunitatea de valori europeană, la democrație, la statul de drept, la respectul drepturilor omului. În acest an, de altfel, aniversăm 20 de ani de când România a fost primită în Consiliu. Dar și a mecanismelor și instituțiilor Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, mai ales, de exemplu, înaltul comisar pentru minorități naționale al OSCE. Și vreau să spun aici cu claritate că aderarea României la Uniunea Europeană și la NATO, care au fost obiectivele fundamentale ale politicii externe în perioada post-război rece, care au fost atinse cu efortul major, consensual al societății românești, al clasei politice, nu au fost obiective în sine, ci obiective instrument. Instrument pentru modernizarea și creșterea profilului internațional al țării. Este momentul ca ele să fie utilizate cu maximum de eficiență pentru atingerea intereselor României. Trebuie ca politica externă să se concentreze pentru continuarea eforturilor de realizare a integrării europene depline, dar și pentru eliminarea vulnerabilităților deja existente, care să permită consolidarea statutului internațional al României. Când spun instrumentul parteneriatului strategic, am în vedere mai ales parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, cel mai important parteneriat al României, care continuă să fie parte a tripticului de priorități de politică externă românească în orice program de guvernare al oricărui guvern al României. Respectul pentru principiile și normele dreptului internațional, de asemenea, va trebui să continue să se placeze în centrul acțiunii de politică externă a României. Am ales trei studii de caz, trei dosare în care am fost direct implicat, pentru a exemplifica modul în care aceste trei modalități pot funcționa pentru eficientizarea acțiunii externe a României și realizarea interesului național. Primul se referă la complicata problemă a legii maghiarilor din statele vecine Ungariei și la dezbaterea europeană pe care am declanșat-o pentru remedierea efectelor acestui act normativ neconforme interesului României și dreptului internațional. Un pic de istorie. În 2001, în aprilie, guvernul ungar, care era și atunci condus tot de premierul Viktor Orban, adopta proiectul legii maghiarilor din statele vecine Ungariei. Eram la Budapesta, eram proaspăt director general pentru afaceri juridice în Ministerul de Externe, la sesiunea Comisiei Dunării și mi-amintesc că în chiar ziua întoarcerii la București am citit pentru prima oară în avionul spre casă acel proiect. Trebuie spus că motivele proiectului de lege respectiv, care fusese adoptat de guvernul ungar fără consultarea statelor vecine, erau, așa cum arăta presa ungară a vremii, în număr de trei.
Dorința guvernului ungar de a stabili norme și instrumente de dezvoltare a relației dintre Ungaria și minoritățile sale din afara granițelor, înainte ca Ungaria să devină membru al Uniunii Europene. Ideea de a adopta o măsură de impact public care să ajute Fidesz, partidul premierului Orban, să câștige alegerile din primăvara lui 2002. Și nu în ultimul rând, așa cum prevedea de altfel preambulul proiectului de lege, să contribuie la reunificarea națiunii ungare destrămate de tratatul de la Trianon. Analiza atentă pe care am făcut-o în Ministerul de Externe acestui text indica tot trei tipuri de probleme, cel puțin. Legea avea efecte discriminatorii, efecte extrateritoriale și producea legături politice sau quasi-juridice între Ungaria și persoanele aparținând minorității maghiare din afară, legături care însă nu erau permise de dreptul internațional. Astfel, acordarea pentru minoritatea maghiară din statele vecine a unor facilități de tip socioeconomic, cum ar fi dreptul la muncă, fără condiții sau fără limită de număr de lucrători, producea discriminare față de cetățenii acelor state de origine nemaghiară, în condițiile în care la acel moment între România și Ungaria era în vigoare un acord privind forța de muncă, care prevedea o cotă de 8.000 de permise de muncă pe an pentru cetățenii români, indiferent de etnie, care doreau să lucreze în Ungaria și reciproc. Prin urmare, numărul de etnici maghiari care puteau lucra în Ungaria era nelimitat, în timp ce numărul celorlalți cetățeni români era, ceea ce, evident, producea discriminare. În al doilea rând, legea stipula acordarea de subsidii financiare pe bază etnică pentru acei etnici ungari care studiau sau predau în limba maghiară, discriminându-i astfel pe cei de o altă etnie care făceau același lucru, alături de colegilor maghiari, în aceeași clasă, de exemplu. În al treilea rând, legea prevedea acordarea, pe lângă așa numita și celebra legitimație de maghiar, a unei legitimații de rudă de maghiar, pentru soțul sau soția, nemaghiar sau nemaghiară, a unui etnic maghiar, de care depindea primirea de facilități similare celor pe care le puteau primi etnicii maghiari. Din nou, creând discriminare față de alți nemaghiari din statele vecine. Efectele extrateritoriale erau însă și ele numeroase, mai ales cu privire la procedura de acordare a acestei legitimații de maghiar. Ea presupunea implicarea organizațiilor minorităților din statele vecine, care au subiecte de drept, deci persoane juridice ale unui alt stat, care trebuiau să îndeplinească activități pe teritoriul acelui stat, ca efect al unei legi străine. În dreptul internațional, extrateritorialitatea nu este permisă în absența consimțământului statului pe al cărui teritoriu ar urma să se producă efectele actului extrateritorial. Și cum este știut, nu exista un astfel de acord din partea României. Astfel, aceste organizații trebuiau, conform legii, să dea recomandări obligatorii privind originea etnică pentru persoanele care aplicau pentru legitimațiile de maghiar și facilitățile aferente. Ceea ce însemna o încălcare evidentă a principiului liberei alegeri a apartenenței la o minoritate, pe care îl prevede Convenția Cadru a Consiliului Europei privind protecția minorităților naționale. Prin urmare, dacă o recomandare era negativă, era ca și când persoanei în cauză îi se refuza recunoașterea etniei maghiare pe care acea persoană o revendica. Deci o evidentă încălcare a Convenției Cadru pe teritoriul unui alt stat, ca efect direct extrateritorial al legii ungare. Ori conform dreptului internațional, pe teritoriul unui stat, doar acel stat este în principiu responsabil pentru aplicarea tratatelor la care este parte. Un alt efect extrateritorial era posibilitatea prevăzută de lege ca titularii legitimațiilor să le folosească în teritoriul statului vecin pentru a obține facilități. Al treilea efect, și anume crearea acelei legături quasi-juridice, era produs de două elemente prevăzute de lege. Unul era conceptul națiunii maghiare ca întreg, folosit de lege în preambulul său, care spunea că scopul principal al legii este să asigure că maghiarii din statele vecine fac parte din națiunea maghiară ca întreg. Iar Comisia Europeană, trebuie spus, în decembrie 2002 a recomandat Ungariei să elimine acest concept și să-l înlocuiască cu unul mai orientat cultural. Al doilea element era chiar formatul și conținutul legitimației de maghiar, care de fapt avea toate caracteristicile unui document de identitate, arăta exact ca un pașaport ungar, doar culoarea diferea un pic, și conținea texte și simboluri naționaliste. De ce n-au fost consultate statele vecine? Pentru că
Aceasta era concepția promovată în mod constant de Ungaria, cu precădere de guvernările de dreapta, că Ungaria ca țară mamă are atât dreptul cât și obligația de a proteja minoritățile sale din afară, de unde ideea acțiunii unilaterale în favoarea acestor minorități. Recent această concepție a fost chiar întărită în noua Constituție ungară prin introducerea unei mențiuni care consolidează ideea responsabilității constituționale pentru minoritățile din afara granițelor statului ungar. România, prin Ministerul de Externe, a făcut neîntârziat demersuri pentru realizarea de consultări cu partea ungară pentru a-și prezenta poziția și pentru a cere neadoptarea legii în această formă. Aceste consultări au fost pe 30 mai 2001. Am condus delegația română care la Budapesta a prezentat evaluările noastre argumentate, însă, din păcate, acestea au fost respinse fără motivare de către omologii ungari, iar la scurt timp, pe 19 iunie 2001, legea era adoptată de Parlamentul din Budapesta. Atunci ne-am dat seama că doar pe cale bilaterală nu este posibilă soluționarea acestui dosar complicat de natură să afecteze interesele României. Motiv pentru care am înțeles că un instrument cu mult mai eficient poate să fie implicarea organizațiilor internaționale cu competențe în domeniu și folosirea standardelor europene a dreptului internațional de la acel moment. De fapt, ca să fiu sincer, a fost ceva mai complicat decât atât. De ce? Pentru că la momentul acela nu existau standarde europene care să reglementeze în mod concret, explicit, care sunt limitele în care este permisă acțiunea statului în favoarea unei minorități cu care este înrudită și care trăiește într-un alt stat. Așa că până la aplicarea standardelor internaționale prin organizațiile competente în materie, a trebuit să facem standarde. Ceea ce România a făcut în 2001 a fost să declanșeze o veritabilă dezbatere europeană asupra regimului juridic pe care ar trebui să-l respecte statul în relația cu minoritățile sale din afara granițelor, pe baza normelor și principiilor care existau la acel moment în dreptul internațional. Primul pas a fost sesizarea, după adoptarea la 19 iunie a legii ungare, a Comisiei de la Veneția, Comisia Europeană pentru Democrație din Drept, a Consiliului Europei, corp de experți juriști independenți și profesioniști. Cererea a fost semnată la 21 iunie 2001 de premierul României de atunci, profesorul de drept internațional Adrian Năstase, care solicita Comisiei să examineze compatibilitatea legii ungare cu standardele existente la acel moment în materie de minorități. În reacție, partea ungară, prin ministrul de externe Martoni, a cerut la 2 iulie 2001 Comisiei să treacă în revistă toate legile statelor europene cu un scop similar legii ungare din 2001. Prin urmare, Comisia de la Veneția și-a început lucrul, iar procedura pe care a urmat-o a fost atentă și cuprinzătoare. Nu mi-am dat seama atunci, ci doar ulterior, după ce am devenit și eu membru supleant în Comisia de la Veneția din 2002, că procedura uzuală este mult mai simplă în cazul elaborării de avize ale acestui for. În orice caz, ne-am pregătit atunci cât am putut mai bine. Mai întâi am elaborat o argumentație scrisă foarte detaliată pe care am trimis-o Comisiei. În final îmi amintesc că erau aproape 70 de pagini de analiză temeinică, punct cu punct, a tuturor acelor prevederi din lege care, în opinia noastră, erau neeuroconforme. Evident, o argumentație similară, deși mai sumară și contrară pe fond, evident, a fost transmisă și de Ungaria, care, în mod predictibil, susținea că legea este compatibilă cu standardele europene. A urmat o audiere pe 18 septembrie 2001 la Paris, cu cei patru raportori ai Comisiei, care trebuiau să scrie avizul, o veritabilă audiere ca în fața unei instanțe, a delegațiilor celor două părți, care au susținut fiecare pozițiile statelor lor. În final, la sesiunea plenară din 19-20 octombrie 2001, Comisia a adoptat, după dezbateri îndelungate și contradictorii, în prezența miniștrilor de externe din cele două țări, raportul privind tratamentul preferențial al minorităților naționale de către statul înrudit. Raportul codifica limitele în care este posibilă juridic implicarea statului înrudit, termen consacrat în premieră de către acest raport și care înlocuia conceptul anacronic de stat mamă. În principal, raportul stabilea că responsabilitatea primară pentru protecția minorităților aparține statului de cetățenie, iar statul înrudit poate juca numai un rol în ceea ce privește
asigurarea legăturilor de tip cultural și lingvistic. Chiar și în domeniul educației și culturii, tratamentul preferențial trebuia să fie proporțional cu scopul asigurării legăturilor culturale. Se arăta în document că respectarea cadrului existent în materie de protecție a minorităților este o prioritate. Tratatele ce constituie acest cadru trebuie să fie respectate și interpretate și aplicate cu bună credință în lumina principiului bunei vecinătăți. Deci adoptarea de măsuri unilaterale era considerată că nu are statutul de normă, de cutumă internațională. Acordarea de asistență, mai spunea raportul, se poate face doar cu respectarea principiilor suveranității statului, pacta sunt servanda, adică respectarea cu bună credință a dreptului internațional, al relațiilor prietenești între state, al respectării drepturilor și libertăților fundamentale, în special interzicerea discriminării pe criteriu etnic. În plus, raportul mai arată că acordarea de asistență nu poate fi extrateritorială, iar atunci când se referă la cetățenii altui stat, consimțământul statului de cetățenie trebuie să fie prealabil și obligatoriu. Se consacră aplicarea prioritară a tratatelor bilaterale încheiate față de orice altă măsură de tip unilateral, iar raportul arată că nu se pot acorda funcții quasi-oficiale asociațiilor persoanelor aparținând minorităților naționale din statul de cetățenie în ce privește procedura de acordare a asistenței. Iar dacă se urmărește acordarea vreunei legitimații, ea nu trebuie să conțină prevederi legate de originea etnică a persoanei, ci doar faptul că are dreptul la facilitățile prevăzute de legea în cauză. O simplă examinare a acestui raport al Comisiei arată cu claritate că cea mai mare parte a pozițiilor pe care le-am susținut în fața Comisiei a fost însușită. Poziția României devenea, prin urmare, standard european. La exact o săptămână după Comisia de la Veneția, o altă instituție importantă a unei alte organizații internaționale, OSCE-ul, se pronunța la rândul său. Un altul comisar pentru minorități naționale al OSCE-ului emita declarația Suveranitate, Responsabilitate și Minorități Naționale, în care sublinia, între altele, necesitatea ca, menținând identitatea etnică a minorităților, statele să urmărească integrarea lor armonioasă în statul de cetățenie și că protecția drepturilor minorității este obligația statului unde acesta trăiește. De asemenea, se atrăgea atenția asupra pericolului pe care îl prezintă pentru stabilitatea regională adoptarea de măsuri unilaterale. Mai mult, un alt comisar menționa, chiar dacă un stat poate avea un interes în ce privește persoanele de aceeași etnie care trăiesc în afara granițelor, acesta nu îndreptățește sau implică, în orice fel, existența unui drept, în conformitate cu dreptul internațional, de a exercita jurisdicție asupra acestor persoane. Dar efortul nu se terminase. Această victorie în planul multilateral și al standardelor trebuia să fie fructificată și în plan bilateral. Așa că, pe baza celor obținute în raportul Comisiei de la Veneția, de la înaltul comisar pentru minorități naționale, am propus părții ungare încheierea unui acord care să reglementeze în relația română-ungară aspectele neconforme cu standardul european, tocmai obținut ale legii ungare. De altfel, chiar raportul de țară al Comisiei Europene din noiembrie 2001 cerea Ungariei să consulte statele vecine, nominalizând explicit România pe baza celor constatate de raportul Comisiei de la Veneția. Astfel, la 22 decembrie 2001, era semnat de către premierii celor două state, cu prilejul vizitei premierului Adrian Năstase la Budapesta, un memorandum de înțelegere între cele două guverne cu privire la legea privind maghiarii din statele vecine și aspecte ale cooperării bilaterale. Acesta era titlul documentului. Textul a fost finalizat prin negocieri foarte dure, care au avut loc în chiar ziua de dinaintea vizitei. Delegațiile au fost în prima parte a zilei de negocieri împărțite în două. Eu am negociat cam jumătate de text cu directorul de cabinet al ministrului Martoni, iar domnul Cristian Diaconescu, pe atunci secretar de stat în Ministerul de Externe, cealaltă jumătate cu domnul Zsolt Németh, care și atunci era secretar de stat în Ministerul de Externe ungar. Apoi am continuat în plen, în timpul prânzului, pe aspectele cele mai importante și complicate, care nu fuseseră încă agreate. Prânz care a început în jurul orei 12, îmi aduc și acum aminte numele restaurantului care se chema Premonitoriu cu Cuveaua, și s-a terminat pe la 7 seara, odată cu finalizarea memorandumului.
cu excepția unei prevederi din text, care rămânea să fie agreată la nivelul premierilor. Ea a fost convenită în cele din urmă de către cei doi prim-ministri, abia la finalul discuțiilor în plenul delegaților pe 22 decembrie. Deși s-a negociat până în ultima clipă, încheierea acestui memorandum era un succes pentru noi. Pentru că textul său, care se baza și invoca explicit standardele omologate de Comisia de la Veneția și de Înaltul Comisar al OSCE, rezolva o mare parte, chiar dacă nu toate, dintre problemele de conformitate ale legii cu standardele respective în relația cu România. Astfel, discriminarea generată de dreptul de muncă pe criteriu etnic era soluționată prin extinderea acestui drept pentru toți cetățenii români, indiferent de etnie, măsură care a fost puternic criticată de opoziția socialistă ungară la acel moment. Legitimația de membru de familie nemaghiar urma să nu fie acordată deloc pentru cetățenii români, care nu primeau, prin urmare, facilitățile prevăzute de lege pentru această categorie. Efectele extrateritoriale ale legii erau remediate prin aceea că toate procedurile privind acordarea legitimației de maghiar urmeau să se desfășoare în Ungaria, iar pe teritoriul României doar misiunile diplomatice și consulare ungare urmau să fie implicate. Se prevedea că organizațiile reprezentative ale minorității nu puteau da recomandări obligatorii de niciun fel cu privire la originea etnică, ci doar informații cu caracter neobligatoriu dacă nu existau alte documente justificative, ba chiar modificam chiar și denumirea legitimației de maghiar în certificat ungar, care nu putea să includă referiri la originea etnică sau identitatea etnică a persoanei. În sfârșit, Ungaria, conform memorandumului, nu putea acorda niciun fel de sprijin organizațiilor politice maghiare din România, fără informarea prealabilă și obținerea consimțământului autorităților române. În sfârșit, și foarte important, se convenise în textul memorandumului obligația guvernului ungar de a iniția modificarea legii. Existau în text și alte aspecte convenite care nu aveau legătură neapărat cu problematica în textul memorandumului, care nu aveau legătură neapărat cu problematica legii, cea mai importantă fiind susținerea explicită a Ungariei pentru decizia de aderare la NATO a României la summitul de la Praga de anul următor. Era pentru prima oară când Ungaria își asuma în mod expres, în scris, această obligație. Sigur că odiseea legii a continuat. După alegerile din martie 2002, pierdute de guvernul Orban, se pare că toată această discuție asupra legii nu i-a ajutase foarte mult în plan electoral, ci dimpotrivă. Deși fusese încheiat memorandumul, anumite probleme de conformitate cu standardele europene persistau. Acest aspect a fost confirmat de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei, un alt organism pe care l-am utilizat atunci, care a adoptat două documente. Un raport, așa numitul raport Jurgens, privind tratamentul preferențial al minorităților naționale de către statul înrudit în cazul legii maghiare privind maghiarii din statele vecine Ungariei, și o rezoluție. Rezoluția adunării parlamentare 1335, din iunie 2003. Ambele recomandau amendarea în continuare a legii. Legea tocmai fusese modificată în iunie 2003, un pic înainte de adoptarea acestor documente ale adunării parlamentare a Consiliului Europei. Nu doar memorandumul cerea amendarea legii, ea s-a realizat și cu implicarea adunării parlamentare a Consiliului Europei, a Comisiei Europene, dar și a Înaltului Comisar pentru Minorități Naționale, care a lucrat îndeaproape la modificările actului normativ ungar. Așa că pentru rezolvarea definitivă în relația cu Ungaria a chestiunii legii, a fost necesar un nou acord. El a fost negociat, am fost șeful delegației române de negociere și apoi semnat la 23 septembrie 2003 la București. Dacă memorandumul din 2001 se referea doar la cele mai importante preocupări ale României, acordul acoperea și restul chestiunilor rămase nesoluționate după amendarea legii ungare din iunie 2003, după cum vă spuneam, o amendare totuși destul de amplă. De pildă, beneficiile economico-sociale, inclusiv dreptul la muncă, erau complet eliminate din lege. Textul acordului prevedea că cetățenii români nemaghiari nu vor primi niciun fel de certificat și nu vor avea acces la facilitățile prevăzute de lege. Întreaga procedură de acordare a certificatelor se făcea pe teritoriul ungar, iar misiunile diplomatice și consulare puteau doar să primească cereri
pentru certificat de la etnicii maghiari. Organizațiile neguvernamentale ale maghiarilor din România nu puteau da niciun fel de recomandări privind originea etnică în procedura emiterii certificatului. Se prevedea că beneficiile în domeniul cultural-educațional se puteau acorda doar în Ungaria, iar certificatele se puteau utiliza doar pe teritoriul Ungariei. În plus, Ungaria se obliga să modifice certificatele cu acele elemente și simboluri de act de identitate și citate naționaliste din diverse legi. Conform unei solicitări a Comisiei Europene, adresată în scris părții ungare în decembrie 2002. O altă prevedere interesantă din lege, din acord, stabilea că minoritarilor români din Ungaria li se va acorda același nivel de facilități ca și cel acordat minoritarilor maghiari din România. Acordul a intrat în vigoare în decembrie 2003 și punea astfel capăt unei dispute care durase 3 ani. Era o victorie diplomatică clasică, așa cum îi plăcea să spună ministrului de externe al României de atunci, domnul Gioană. Ea fusese obținută prin recursul eficient la organizațiile internaționale cu competențe în materie, prin utilizarea standardelor existente, ba chiar prin reușita românească de a provoca adoptarea de standarde noi și de a face un veritabil ping-pong permanent diplomatic și juridic între nivelul multilateral al standardelor și cel bilateral, până când problema a fost complet rezolvată conform intereselor naționale ale României. Al doilea studiu de caz se referă la instrumentul parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii. Este, cred, un truism să spun că aprofundarea parteneriatului româno-american este un obiectiv strategic cu valoare de constantă al politicii externe românești. Spuneam mai devreme că el se regăsește alături de apartenența la Uniunea Europeană și la NATO și de necesitatea punerii în valoare a acestei apartenențe în interesul României, precum și de relația specială cu Republica Moldova, în triada esențială a oricărui program de guvernare din ultimele două decenii. Privind înapoi în timp, pot spune că vizita la București în 1997 a președintelui Bill Clinton, care a fost prima vizită a unui președinte american în România în perioada postcomunistă, a marcat cursul actual al relației româno-americane, punând bazele pe care a fost construită progresiv relația strategică între România și Statele Unite. Mulți dintre noi, sper că și dumneavoastră, vă aduceți poate aminte că la momentul respectiv vizita președintelui Clinton a generat o veritabilă emulație în societatea românească. Și nu cred că este exagerat să afirm că a contribuit la cimentarea parcursului României către democrație și statul de drept, în special prin semnalul puternic care a fost transmis atunci în ceea ce privește integrarea României în comunitatea euroatlantică. De la acel moment, relația României cu Statele Unite a progresat constant, stimulată și de un spectru larg de interese comune și preocupări comune. Această creștere a culminat cu adoptarea declarației comune privind parteneriatul strategic pentru secolul 21 între România și Statele Unite, document pe care am avut de asemenea privilegiul, dar mai ales răspunderea, să-l negociez. El a fost adoptat la cel mai înalt nivel, la 13 septembrie 2011, la Washington, cu prilejul vizitei președintelui României Traian Băsescu în Statele Unite. Formal, această declarație constituie în prezent baza relației strategice de parteneriat cu Statele Unite. Ceea ce conferă un caracter unic declarației comune este faptul că este primul document politic bilateral care consacră în scris parteneriatul strategic din cele două state. Consacrarea chiar și la nivel formal a parteneriatului strategic, respectiv trasarea cu claritate a parametrilor dezvoltării sale viitoare prin această declarație, poate fi privită și ca un punct terminus al procesului amplu și complex început după 1990 de reintegrarea României în comunitatea occidentală. Pentru că succesiunea temporală a etapelor de parcurs ale acesteia, aderarea la NATO în 2004, obținerea calității de membru al Uniunii Europene în 2007, reafirmarea caracterului strategic al relației cu Statele Unite în 2011, confirmă, în opinia mea, soliditatea și irreversibilitatea atașamentului României față de valorile occidentale. Și de asemenea, cred eu, confirmă consecvența țării noastre în afirmarea statutului de membru și participant activ la configurarea și aprofundarea parteneriatului transatlantic.
Conform declarației, România și Statele Unite susțin un set de valori și principii comune, în centrul cărora se află promovarea democrației, a economiei de piață, a drepturilor omului. Se mai arată că cele două țări împărtășesc legături puternice, profunde, în plan istoric, cultural, științific și uman, care asigură în esență substanța pe care a fost construit acest parteneriat. Parteneriatul strategic cu Statele Unite, așa cum este el definit, atât ca realitate prezentă, cât și ca proiecție de viitor. În textul declarației, îmbină așadar un nivel excelent de cooperare bilaterală actuală, în multe domenii, dar și un potențial încă imens care reprezintă garanția durabilității sale. Declarația fixează în mod clar, quasi-exhaustiv, în termeni oficiali și expliciți, care sunt elementele de dezvoltare prioritare pentru cooperarea noastră bilaterală. Conform declarației comune, relația dintre cele două țări trebuie să se concentreze pe următoarele componente. Componenta politică, componenta militară și de securitate, componenta economică, cea științifică și tehnologică, de cercetare educațională, culturală și componenta relațiilor interumane. În cadrul acestor componente au fost identificate 10 domenii concrete de interes reciproc, în care părțile își propun întărirea cooperării bilaterale. Pentru aplicarea declarației a fost creat un task force bilateral, ca mecanism instituționalizat de monitorizare, gestionare și, dacă vreți, de ghidare permanentă a evoluțiilor din cadrul parteneriatului. El și-a început deja activitatea pe 31 octombrie 2012 și se va reuni semestrial. Obiectivul său este de a stabili și coordona măsurile necesare pentru extinderea și aprofundarea cooperării bilaterale în toate cele 10 domenii. Pentru că ceea ce este important este să avem un mecanism care să dea echilibru între diversele componente ale parteneriatului strategic. Declarația evidențiază și importanța cooperării româno-americane pentru asigurarea stabilității regionale în Europa de Est și Balcanii de Vest, inclusiv prin îmbunătățirea cooperării dintre NATO și Uniunea Europeană, întărirea instituțiilor euroatlantice și căutarea de soluții pentru conflictele înghețate, care, iată, devine un element de cooperare bilaterală între România și Statele Unite. România va continua așadar și împreună cu Statele Unite să ofere expertiză și resurse pentru promovarea democrației și prosperității în vecinătatea noastră, în Balcanii de Vest și în regiunea Mării Negre, atât în plan bilateral, cât și prin mecanismele pe care le avem la dispoziție în Uniunea Europeană și în NATO. Credem că reflectarea în plan regional a poveștilor noastre de succes din propria tranziție democratică, dar poate la fel de important, poate că mai important decât poveștile de succes, a greșelilor făcute, a lecțiilor învățate, va contribui la accelerarea proceselor de reformă democratică din regiune. Prin urmare, finalitatea acestui angajament servește asigurării stabilității regionale, ceea ce este un obiectiv prioritar, inclusiv pentru România. Însă componenta militară constituie, fără îndoială, unul dintre pilonii principali care susțin parteneriatul cu Statele Unite. Această componentă s-a intensificat în special după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. România a acordat un sprijin important efortului condus de Statele Unite pe plan internațional de combaterea terorismului, prin susținerea eforturilor făcute în operațiunile din Irak și Afganistan, precum și în cadrul colaborării specifice în domeniul combaterii terorismului. Aceste contribuții, de altfel, alături de rezultatele pozitive la momentul respectiv în planul reformei economice, au fost elemente relevante pentru conturarea sprijinului Statelor Unite pentru integrarea României în NATO în 2004. La 23 decembrie 2012 am aniversat un an de la intrarea în vigoare a acordului între România și Statele Unite privind amplasarea în România a sistemului Statelor Unite de apărare împotriva rachetelor balistice. Document semnat tot la 13 septembrie 2011 la Washington. De asemenea, am avut onoarea și răspunderea să fiu negociatorul șef al acestui tratat. Documentul este o expresie suplimentară a punerii în aplicare a parteneriatului strategic, fiind de data aceasta primul document juridic bilateral care menționează parteneriatul strategic, așa cum declarația comună tot din 13 septembrie 2011 era primul document politic bilateral.
Acordul reglementează întregul spectru de chestiuni care țin de instalarea și funcționarea în România a sistemului antirachetă al Statelor Unite. Acordul este și primul instrument juridic negociat în întregime și încheiat de Statele Unite în cadrul noului concept lansat de președintele Obama în septembrie 2009, nou concept în comparație cu conceptul anterior promovat de administrația republicană, al așa numitei abordări adaptive în etape a apărării împotriva rachetelor balistice din Europa, menit să ofere protecție tuturor populațiilor, teritoriilor și forțelor aliate din Europa. Prin urmare, România deține o poziție de pionierat în această privință, facilitatea de pe teritoriul României, urmând a deveni operațională încă din faza a doua a acestui proiect în 2015. Însă mai mult decât atât, acordul ridică gradul de securitate a României ca stat NATO la un nivel fără precedent în istoria sa modernă. Citez doar o prevedere din articolul 3 al acordului, care spune clar neechivoc: Statele Unite sunt angajate în mod ferm pentru securitatea României. A fost și un exercițiu interinstituțional complex. Delegația română de negociere a fost o veritabilă echipă în care au fost prezenți reprezentanții ai Ministerului Afacerilor Externe, Apărării Naționale, Administrației și Internelor, Justiției, Finanțelor Publice și altor instituții din sistemul de securitate națională cu competențe în domeniu. Pentru pregătirea rundelor au avut loc, sub coordonarea șefului de delegație, numai puțin de 36 de reuniuni în format interinstituțional, între iunie 2010, când au început negocierile, și decembrie 2011, când a intrat în vigoare acordul. După intrarea sa în vigoare, au urmat demersurile pentru pregătirea aplicării sale. Anul trecut, în 2012, au fost semnate 8 aranjamente de implementare, alte 6 fiind în curs de negociere pentru a fi semnate în acest an. Faptul că am reușit să finalizăm aceste documente în termenul prevăzut reflectă atât nivelul de colaborare româno-americană, cât și voința politică a țărilor noastre de a asigura implementarea eficientă în termenii stabiliți în calendarul stabilit a acordului din 2011. Așa cum se cunoaște, această participare a României la sistemul antirachetă, care vizează protecția țărilor NATO și a trupelor americane dislocate în Europa, este o contribuție a Statelor Unite și prin baza de la Deveselu și a României la arhitectura antirachetă a NATO, în conformitate cu deciziile care au fost adoptate în acest sens la summitul Alianței de la Chicago din mai 2012. Astfel, România și SUA nu cooperează doar pentru întărirea propriilor securități, ci și a securității colective a Alianței Nord-Atlantice, printr-un sistem care va furniza Statelor Unite și aliaților europeni o capabilitate de descurajare și combatere a amenințărilor cu rachete balistice, care ar putea să vizeze teritoriul aliat. Dacă summitul NATO de la Chicago, de anul trecut, a decis lansarea capabilității interimare a sistemului NATO antirachetă, următorul pas pentru dezvoltarea sistemului NATO este chiar baza românească de la Deveselu, operațională în 2015. Deveselu va fi capabilitatea inițială a sistemului NATO de apărare împotriva rachetelor balistice. Partea americană rămâne clar angajată în realizarea acestui proiect. Recentele decizii din 15 martie 2013 privind ajustarea acestei abordări adaptive nu au afectat și nu afectează în niciun fel faza a doua care implică România. Lucrările propriu-zise de amenajarea bazei pentru pregătirea desfășurării elementelor antirachetă vor demara în următoarele luni și există și finanțarea necesară. Congresul american a aprobat pentru anul fiscal 2013 o sumă de peste 265 de milioane de dolari. Este important de spus că desfășurarea în România a scutului american beneficiază și de un sprijin politic și popular, aproape unanim. Această susținere indică faptul că pentru cetățenii României este clar că participarea la acest proiect strategic din domeniul securității naționale este conformă în cel mai înalt grad cu interesul național. Dar există și un impact economic direct al acestei cooperări româno-americane la Deveselu. Dincolo de cooptarea firmelor românești în realizarea construcțiilor, recent un prim contract de circa 3,3 milioane de dolari a fost acordat unei firme românești, este relevant și faptul că un nivel crescut de securitate asigură un mediu mai sigur pentru investițiile străine, mai ales cele americane, care constituie un motor important
pentru dezvoltarea României. Sigur că aprofundarea cooperării economice reprezintă în continuare un obiectiv prioritar în cadrul parteneriatului strategic. Relația economică bilaterală s-a dezvoltat în ultimii ani, au existat creșteri ale schimburilor comerciale, o prezență tot mai vizibilă pe piața românească a unor renumite companii americane, mai ales după semnarea acordului privind apărarea antirachetă din 2011. Cu toate acestea, sunt necesare în continuare eforturi pentru ca schimburile comerciale și volumul investițiilor americane în România să reflecte caracterul strategic al relației bilaterale. Lucrăm la constituirea unui grup de lucru în cadrul acestui Task Force pentru implementarea declarației comune, dedicat cooperării economice, mai ales securității energetice și infrastructurii strategice. O altă contribuție este așteptată din partea Consiliului de Afaceri Român-American, AMRO, care a fost creat la începutul anului 2012, și din partea Camerei de Comerț Român-Americane, care pot stimula la rândul lor, în mod direct, interesul unor companii americane de prim rang de a investi în România. Dar parteneriatul cu Statele Unite nu înseamnă doar relații politice, militare și economice. În esența sa, el privește oamenii, ca orice întreprindere de politică externă. Mii de tineri români studiază în Statele Unite, tot mai mulți americani vizitează România, există mai multe parteneriate de cercetare între entități din cele două state, cooperarea bilaterală în domeniul științei și tehnologiei se dezvoltă, iar schimburile culturale sunt tot mai intense, însă, din păcate, aceste aspecte sunt mai puțin cunoscute în spațiul public. În declarația comună, cooperarea cultural-științifică și în domeniul învățământului ocupă un loc important. În acest sens au fost identificate proiecte de cercetare și cooperare în domeniul educației, în domeniul contactelor și schimburilor profesionale și academice, precum și în domeniul cultural. Dați-mi voie să menționez dintre acestea bursele acordate de cele două state studenților, înființarea de lectorate de limbă română în cadrul unor universități americane de prestigiu, lansarea unor programe online de perfecționare profesională, dezvoltarea de programe de tip MBA în universitățile din România, în colaborare cu universități americane, realizarea unei rețele de biblioteci publice în România cu acces la internet care să permită comunităților locale ceea ce se cheamă accesul la alfabetizarea digitală și multe altele. Iar când ne referim la oameni, la tineri, la aprofundarea contactelor interumane, la consolidarea cooperării noastre bilaterale, nu putem imagina acest lucru fără un regim liberalizat de vize. Accederea României în programul Visa Waiver reprezintă un alt obiectiv prioritar și există în acest sens perspectiva adoptării în Congresul Statelor Unite a unei noi legislații privind programul Visa Waiver, care schimbă parametrii și condițiile de accedere în acest program și care poate crea un context mai favorabil pentru ca cetățenii români să meargă fără vize în Statele Unite. De aceea am creat și în cadrul Task Force-ului un grup de lucru bilateral pe probleme consulare, inclusiv pe problematica vizelor. Obiectivul său este de a identifica modalitățile de a reduce rata de refuz a aplicanților de viză, pentru că acesta este până la urmă, în momentul de față, principalul obstacol în calea intrării României în acest program. Prima reuniune a acestui grup a fost pe 31 ianuarie 2013 și următoarea reuniune trebuie să aibă loc în luna aprilie. De asemenea, este îmbucurător faptul că în anul fiscal american care tocmai s-a încheiat, rata de refuz a cetățenilor români la acordarea vizelor a scăzut destul de mult, de la 22,4% în anul anterior la 17%. Este probabil și efectul campaniilor publice de conștientizare pe care le-am dus în ultimii 3 ani, Ministerul de Externe Român și Ambasada Statelor Unite la București. A fost o idee pe care am avut-o împreună cu ambasadorul american Gitenstein și pe care am pus-o împreună în aplicare, pentru că, într-adevăr, liberalizarea regimului de vize pentru România ar completa fericit excelenta cooperare politică, militară și în alte domenii și ar fi o confirmare naturală a statutului nostru ca unul dintre aliații importanți ai Statelor Unite. Iată în câteva tușe schița unui desen care este de fapt cu mult mai amplu al relației strategice româno-americane, un desen care fără îndoială nu este deloc static. Dimpotrivă, există mult dinamism, multă interacțiune, multe obiective și provocări comune. Un aspect este însă cert și aș spune eu imutabil. Aprofundarea și dezvoltarea parteneriatului strategic româno-american, durabil și pe termen lung, așa cum prevede declarația comună din 2011.
mai extins și mai profund, așa cum este scris în acordul privind apărarea antirachetă, tot din 2011. Corespunde în cel mai înalt nivel interesului național al României și cetățenilor români. Al treilea dosar se referă, cum probabil vă așteptați, la cazul delimitării maritime în Marea Neagră. Tranșat la 3 februarie 2009, prin hotărârea sa cu numărul 100 și adoptată în premieră cu unanimitate, fără opinii separate sau dizidente, Curtea Internațională de Justiție de la Haga. Rezultatul obținut vorbește de la sine. Unica extindere de drepturi suverane și jurisdicție suverană a României după Marea Unire din 1918, adică 9700 de kilometri pătrați de spații maritime, platou continental și zonă economică exclusivă, adică aproape 80% din suprafața aflată în dispută cu Ucraina, cu resurse importante de hidrocarburi, citeam în presa sfârșitului de an 2012 că estimările actuale ajung la peste 500 de miliarde de metri cub de gaz. Iar dacă vorbim din nou de eficiență, să vă mai dau câteva cifre. Echipa pe care am condus-o ca agent al României la curte nu a cheltuit mai mult de 630.000 de euro în toți cei 4 ani, 4 luni și 18 zile cât a durat acest proces. Asta a însemnat o investiție de aproximativ 65 de euro pe kilometrul pătrat câștigat. Putem aminti și valoarea care a fost estimată atunci, în 2009, pentru resursele de hidrocarburi din zona noastră obținută la Haga. Pe atunci, noi știam, bănuiam că există aproximativ 70 de miliarde de metri cub de gaz, care însemnau la acel moment circa 35 de miliarde de euro. Numai că astăzi se pare, după cum spuneam mai devreme, că aceste resurse sunt de aproximativ 8-9 ori mai mari. Cred că putem spune că a fost un demers eficient. De asemenea, se poate spune, fără dubiu, că linia de delimitare pe care a obținut-o România în urma procesului a fost mai bună decât orice alt rezultat care ar fi putut să fie obținut în procesul de negociere. Într-adevăr, cea mai favorabilă propunere făcută de fosta Uniune Sovietică în 1987 ar fi dat României doar 50% din suprafața în dispută, adică la acel moment doar vreo 4.000 de kilometri pătrați. Ori prin hotărârea Curții, Ucraina a obținut doar aproximativ 2.500 de kilometri pătrați, în timp ce România 9.700. Față de lipsa de progrese în îndelungatul proces de negociere, pentru că au fost 20 de ani de negociere cu fosta URSS, între 1967 și 1987, cu 10 runde de negocieri, 34 de runde de negocieri între România și Ucraina, numai între 1998 și 2004, plus alte 4 runde între 2005 și 2006, fără a mai menționa și tratativele pe același subiect, circumscrise elaborării Tratatului Politic de Bază din 1997, pot să spun că soluționarea de către Curtea Internațională de Justiție a acestui dosar a fost un demers cu mult mai oportun decât continuarea, fără rezultate previzibile, fără un orizont de timp predictibil a negocierilor bilaterale. Și asta pentru că România a susținut permanent în timpul negocierilor cu URSS și apoi cu Ucraina, ca metodă de delimitare a spațiilor maritime, exact metoda pe care Curtea Internațională de Justiție a dezvoltat-o în jurisprudența sa consolidată, adică metoda care se cheamă în limbajul nostru de specialitate echidistanță, circumstanțe speciale. În timpul negocierilor, în timp ce argumentele României bazate pe metoda curții erau detaliat expuse, cealaltă parte nu reușea să spună pe ce își baza metoda sa de delimitare. Mai mult, după ce negocierile au început cu Ucraina, după apariția acestui stat, pretențiile sale la spații maritime aproape s-au dublat față de cele ale fostei Uniuni Sovietice. Cred că acest caz de delimitare maritimă în Marea Neagră reprezintă poate cel mai bun exemplu de ilustrare a modului în care România a știut să utilizeze eficient instrumentele inteligente ale dreptului internațional pentru atingerea unui obiectiv care ține de interesul național al României. Atunci când, ca agent al României, am deschis pledoariile orale în fața curții, pe 2 septembrie 2008, în Marea Sală a Justiției din Palatul Păcii, am subliniat încă de la început încrederea pe care România o are în curte și în judecătorii săi, evident, și în dreptul internațional. Spuneam atunci că dreptul internațional este pentru România
coloana vertebrală a relațiilor internaționale în general și nucleul esențial al politicii sale externe, instrumentul cel mai eficient de realizare a intereselor sale legitime. Am amintit atunci și o parte din contribuțiile cele mai importante ale Școlii Române de Drept Internațional, prin juriști celebri ca Demetru Negulescu, care este judecătorul român ce a stat pe banca Curții Permanente de Justiție Internațională în toată perioada existenței acesteia, Vespasian Pela, fondator al dreptului internațional penal, cel care a definit pentru prima oară conceptul de genocid, pe care el numea crima de barbarie, cel care a fost părintele conceptului Curții Penale Internaționale de astăzi, sau Nicolae Titulescu, care într-un discurs rostit în 1937 la Universitatea Comenius din Bratislava spunea extrem de inspirat: numai în ziua în care dreptul va străluci ca un răsărit de soare în sufletul tuturor oamenilor, ca o directivă care călăuzește, ca un imperativ categoric care se impune, ca o autosupunere care se confundă cu libertatea organizată, omenirea va fi salvată, pentru că în pacea creată de ordinea juridică, omul își va putea împlini destinul său. Într-adevăr, spuneam de data asta într-o altă pledoarie, cea finală, din 16 septembrie 2008, dreptul internațional este suveranul absolut, pe care toți actorii și toate acțiunile comunității internaționale ar trebui să-l urmeze și să-l respecte. Pentru că, așa cum arăta și Titulescu, el permite unui stat cum este România să apere eficient interesul național, adică drepturile și interesele cetățenilor săi. Mai ziceam însă ceva mai devreme, că în orice întreprindere, de orice fel ar fi ea, pe lângă instrumentele de folosit pentru a-ți maximiza șansele și rezultatele, pe lângă proiectele de interes național de realizat, cel mai important este factorul uman. Succesul demersurilor românești pentru legea maghiarilor din statele vecine Ungariei, încheierea și aplicarea acordului privind sistemul antirachetă sau efortul extraordinar depus la Haga și rezultatul său excepțional ar fi fost imposibile fără oamenii care au format echipele care au dus la bun capăt aceste eforturi. Am pus undeva în titlul acestei prelegeri formula paradigma învingătorului. Ea nu este posibilă fără oamenii potriviți, așezați în echipele potrivite. Vă mărturisesc că am învățat enorm de la toți colegii mei cu care am lucrat în toate cele trei dosare despre care v-am povestit, dar mai cu seamă de la echipa din care am făcut parte în procesul de la Haga. Niște oameni tineri, fără prejudecăți false de inferioritate, pe care mulți ar dori să ni le cultivăm în continuare, noi românii, în mentalul nostru național, niște profesioniști pentru care munca serioasă, efortul onest, nu sunt slăbiciuni, ci sunt aturi puternice care aduc câștiguri solide. Într-o cunoscută lucrare din 1936, se chema Politica externă a României, un studiu introductiv la volumul Interesele și drepturile României în texte de drept internațional public, profesorul de drept internațional și diplomatul român Nicolae Dașcovici spunea în felul următor: e nevoie să punem în conducerea afacerilor externe ale României un spirit nou de sacrificiu tăcut, fără recompensă imediată pentru factorii văzuți, dar cu un spor de mulțumire sufletească pentru colaboratorii tăcuți și anonimi. Vreau să vă spun că sunt mulți astfel de colaboratori, de fapt actori activi în diplomația română, care, deși tăcuți, sunt foarte eficienți. Cred că este momentul ca ei să nu mai fie anonimi. Acești oameni sunt devotați muncii pe care o fac. Sunt oameni pentru care nu contează onorurile de o clipă, ci ceea ce fac și lasă în urma lor. Sunt oameni care pur și simplu își fac datoria. Și cred că pentru ca viitorul nostru ca națiune să fie mai sănătos, avem nevoie nu doar de proiecte de interes și consens național, ci mai ales de curajul zilnic măsurat al fiecăruia dintre noi. Adică fără bravuri inutile sau patriotarde care sunt ineficiente. Să-ți faci corect datoria este cea mai de preț virtute. Scriam într-o carte care are un titlu care se potrivește foarte bine cu decorul de aici, se cheamă Avanscena și culisele procesului de la Haga. Valoarea datoriei este simplă, dar limpede. Suntem ceea ce facem. Adică ceea ce ducem la capăt, ceea ce ducem la bun capăt. Pentru că da, și ăsta este un ingredient al paradigmei învingătorului. Trebuie să învățăm să prețuim valoarea proiectului care odată început
este lucrat atent, este crescut și dus la bun sfârșit. Pentru că noi românii care suntem inteligenți prin codul nostru genetic, avem atât de multe idei și proiecte sclipitoare și geniale, pe care le abandonăm foarte repede pentru că ne plictisim. Și nu am învățat încă valoarea perseverenței de zi cu zi. Și am mai învățat din toate aceste exemple și dosare cu bun final pentru România, că putem să ne construim încrederea în noi, în capacitatea forțelor noastre și că putem să ne apărăm interesul național cu capul sus. Și mai ales că putem demonstra că poate fi învins acel sentiment mioritic nefast, că destinul nostru este să fim mereu nedreptățiți, chiar dacă avem dreptate. Pentru că acest sentiment, care încă locuiește adânc în mentalul nostru colectiv, nu este altceva decât o iluzie păguboasă. Putem împreună să o învingem prin ceea ce facem. Iată, instrumentele eficiente, proiectele adecvate și necesare, echipele și oamenii potriviți. Am vorbit în fața dumneavoastră cu mult mai mult decât trebuia și despre câteva exemple. Încă o dată spun, este o viziune strict personală și care nu mă angajează decât pe mine. Dar în ce mă privește, toate aceste ingrediente formează rețeta obligatorie a unei politici externe de succes în slujba interesului național. Rămâne doar de dat răspuns unei singure întrebări. Este posibilă paradigma învingătorului în politica externă a României? Răspunsul este fără dubiu, da. De stat, domnule Bogdan, nume de frumoasă amintire istorică, cred, în timp ce vă ascultam, mi-aduceam aminte de tot felul de discuții de culise în Teatrul Românesc. Am fost martor la o vorbă de spirit, de duh, pe care a inventat un coleg al meu de la Teatrul Bulandra, care, uitându-se la harta României, care era în culisele teatrului, și nostalgic a spus, uite, dacă mă uit atent, dintre toți vecinii noștri, cel mai mult ne iubește Marea Neagră. Într-un anume fel, rezultatul procesului de la Haga ne arată că Marea Neagră s-a îndreptat mai mult către România decât către alte țări. De asemenea, o altă definiție care mi-a stat în cap de-a lungul istorie pe care am parcurs-o, citit și trăit, este că România a fost întotdeauna o țară prea bogată ca să fie liberă. Expresia asta am inventat-o eu. Și cred că multe lucruri din această dramatică istorie a neamului nostru încep să se concretizeze astăzi, din nefericire, în paralel cu expresia de altă natură care nu ne face prea mare bucurie acasă. Și probabil că foarte multe întrebările care vor urma, deși nu avem decât o jumătate de oră, s-ar putea adresa persoanele dumneavoastră privitor la ce fac românii noștri în străinătate și în ce măsură prezența lor nu întotdeauna creatoare, aduce prejudicii naționale. Vă rog, avem jumătate de oră de întrebări și răspunsuri din partea domnului Aurescu. Pe semne că am spus tot ce era de spus. Da. Oricum, suntem contemporani cu o inițiativă. Nu zic că seamănă, dar într-un anume fel, până la urmă, seamănă a regiului Cioabă, care dorește să dea legitimație de romi, romilor care pleacă în străinătate. Nu știu de unde vine această inițiativă. E cineva. Poftim? Cineva a ridicat mâna. Da? Vă rog. Avem. Vreau să spuneți numele dumneavoastră, că noi facem un film pe care pe aceea îl puteți... De unde filmați?
Vă rog. Așa. Vă ascult. Vlad Găucan, mă numesc. Am văzut în presă în ultimele zile o reacție a unui oficial rus care spunea că baza de la Deveselu ar putea fi o țintă atacurilor Rusiei. Aș vrea să știu... Înseamnă că ați văzut și reacția mea. Nu, asta nu. Aș vrea să știu de unde vine reacția asta și dacă este normală în condițiile în care baza de la Deveselu ar putea fi utilă și Rusiei. Mulțumesc mult. Eu am fost joi și vineri la Bratislava la o conferință internațională de securitate și am participat la un panel în care am vorbit, care se referea chiar la această problematică a apărării antirachetă. Și sigur că una dintre temele care a fost discutată acolo pe larg s-a referit exact la modul în care Rusia poate să fie angajată pentru a coopera cu NATO, așa cum de altfel s-a decis împreună la summitul de la Lisabona al Alianței Nord-Atlantice din 2010, din noiembrie, în așa fel încât să creăm împreună o cooperare în acest domeniu. Formula pe care Alianța Nord-Atlantică și Statele Unite o propun partenerului nostru strategic, Rusia, este formula unei cooperări cu două sisteme de apărare antirachetă, al NATO și respectiv al Rusiei, care să funcționeze în cooperare. Sigur că la un moment dat a existat o preocupare din partea Rusiei exprimată public cu privire la anumite părți ale acestui proiect de apărare antirachetă. Sistemul de apărare antirachetă și această abordare adaptivă în etape are 4 faze, cel puțin a avut până în 15 martie acest an. Prima fază se referă la amplasarea unor nave cu această tehnologie care se cheamă Aegis în Marea Mediterană și a unui radar de mare putere în Turcia care să monitorizeze eventuale tiruri cu rachete ostile. Această fază este deja realizată încă din decembrie 2011. Urmează faza a doua, și anume Deveselu, adică operaționalizarea a 24 de interceptori în România. Faza a treia este un site similar cu cel din România, care va fi amplasat în Polonia. Iar faza a patra nu mai există. Ea a fost desființată pe 15 martie 2013 de către Statele Unite printr-o decizie strategică care a avut în vedere amenințarea din partea Coreei de Nord. Dacă citiți știrile în fiecare zi, veți vedea permanent câte ceva legat de declarații referitoare la Coreea de Nord. Opoziția pe care Rusia a manifestat-o față de acest proiect s-a referit cu precădere la faza a patra și eventual și la faza a treia acestui sistem. Nu și la faza a doua, care implică baza de la Deveselu din România. De altfel, în timpul proiectului anterior antirachetă, cel pe care îl promova administrația republicană americană, oficialii ruși chiar sugerau părții americane să amplaseze aceste interceptoare și radare mai spre sud, de exemplu în România, Bulgaria sau Grecia. Ceea ce s-a și întâmplat. Faza a patra care a dispărut din acest proiect se referea la dezvoltarea unui tip de interceptor, a unei rachete interceptoare, care se cheamă Standard Missile 3-2B. Ea nu trebuia să fie amplasată în România, ci eventual în Polonia. Prin urmare, desființarea acestei faze nu ne afectează pe noi în niciun fel. Dar în același timp, desființarea acestei faze răspunde, chiar dacă nu este provocată, dar răspunde acestei sensibilități exprimate de Rusia. Decizia respectivă luată de Statele Unite nu a fost motivată de dorința de a răspunde neapărat acestei preocupări a Rusiei, ci de dorința de a ajusta apărarea teritoriului american față de amenințarea nordcoreană. Cu toate acestea, faptul că urmarea acestei decizii, această fază a dispărut, este de natură să, în opinia noastră cel puțin, să ușureze și dialogul cu Rusia pentru cooperarea în materia apărării antirachetă după acest sistem pe care vi-l menționam mai devreme. Adică două structuri de apărare antirachetă, unul NATO și unul rusesc, care să coopereze. Din acest punct de vedere au fost propusă și crearea a două centre, unul care să permită punerea în comun a datelor, se cheamă fuziunea datelor,
care provin de la tot felul de senzori, de la radare, de la sateliți, de la tot felul de alte mijloace de culegere de informații, și un centru care să coordoneze operațiile comune ale celor două state. De aceea, pentru noi a fost surprinzătoare această declarație pe care ambasadorul rus a spus-o zilele trecute, în condițiile în care niciodată baza de la Deveselu nu a fost considerată ca fiind o amenințare pentru capabilitățile de descurajare nucleară rusești. Reacția pe care am avut-o în acel context, la Bratislava, la acea conferință internațională de securitate, a fost în felul următor. Nu pot spune că un sistem care este strict defensiv și sistemul de apărare antirachetă este pur defensiv. Nu poți să spui că un sistem pur defensiv este îndreptat împotriva cuiva. Pentru că, din punct de vedere tehnologic, aceste componente ale sistemului, pe de o parte, nu pot fi transformate în componente cu caracter ofensiv. Există o mulțime de argumente tehnice care susțin acest lucru, de la viteza pe care o au interceptorii, de la modul în care ei sunt construiți și așa mai departe. Iar din punct de vedere juridic, în acordul pe care noi l-am încheiat cu Statele Unite în 2011, este prevăzut foarte clar că acești interceptori nu pot fi utilizați decât pentru legitima apărare, în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite. Prin urmare, nu pot spune că un sistem defensiv îți amenință capabilitățile de descurajare, deci de amenințare, cu o potențială reacție a folosirii, eu știu, rachetelor balistice rusești, pentru că asta înseamnă, de fapt, o amenințare cu folosirea forței care este incompatibilă cu dreptul internațional contemporan. Aici suntem. Vă rog. Da. Domnul din față a ridicat cu o secundă înainte mâna și după aceea dumneavoastră. Tot așa, rugându-vă să vă prezentați. Trifănescu, mulțumindu-vă și pentru expunere și pentru tot ce ați făcut, pentru munca dumneavoastră, pentru țara dumneavoastră, v-aș ruga să aplicați ultima noțiune, paradigma învingătorului, care este total reală privind munca dumneavoastră și a echipelor dumneavoastră, să o aplicați la paradigma țării în relațiile economice, nu cele precedente, că nu aveți nicio vină, și cele care se desfășoară acum puțin. Și al doilea, cum apreciați că afectează schimbările partidului de conducere asupra activității Ministerului de Externe cu experiența anului trecut, a acestui an și în viitor, pentru că asemenea schimbări vor fi, după umila mea părere, tot mai dese. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru apreciere. Acum eu v-am prezentat și eu ce a ieșit, adică exemplele de succes. Dar sigur că mai sunt multe alte dosare, acum lăsând la o parte orice fel de glumă, sunt multe alte dosare importante și complicate de care se ocupă și alți colegi și care sunt în egală măsură la fel de relevante pentru interesele naționale. N-am să vă răspund în mod special legat de aspectele economice, pentru că nu sunt economist. Și n-aș putea să vă spun că mă pricep în mod special la asta. Însă, în ceea ce privește componenta de diplomație economică pe care Ministerul de Externe o face, asta este iarăși o preocupare continuă și o sarcină de serviciu permanentă. Ambasadorii, misiunile diplomatice au această obligație de a face permanent lobby economic în favoarea României, de a identifica oportunitățile de investiții, în special în România, au această sarcină de a atrage oamenii de afaceri străini să vină în România. Permanent, când sunt organizate vizite la nivel de ministru sau de prim-ministru sau de președinte, încercăm să creăm și momente adecvate pentru a pune împreună oamenii de afaceri, celebrele forumuri de businessmen în care lumea se întâlnește și discută despre diversele oportunități economice.
În Ministerul de Externe eu am în subordine, printre altele, și statele din ambasadele din statele din Europa de Est și Asia Centrală. Vreau să vă spun că preocuparea principală a acestor ambasade este în sfera economică, în zona economică. Sigur că rezultatele trebuie să fie și ele vizibile. Uneori ele se măsoară în cifre și în fiecare an ne uităm la cifrele schimburilor comerciale, la cifrele investițiilor străine în România, pentru că ăștia sunt indicatori extrem de importanți pentru a vedea care a fost eficiența activității ambasadei pe domeniul respectiv, dar alteori se măsoară în realizarea altor proiecte care sunt cu potențial de a aduce astfel de beneficii economice. Mă refer aici la marile proiecte legate de securitatea energetică, la Nabucco, la Agri, alte astfel de proiecte, de exemplu, de atragere a fluxurilor de transport de mărfuri dinspre Asia Centrală spre Europa. Lucrăm la crearea unui coridor de transport de mărfuri dinspre Asia Centrală către Europa. Sunt, prin urmare, fațete multiple ale acestei dimensiuni. În ce privește partea a doua a întrebării, ceea ce pot să vă spun este că, din experiența pe care o am, am lucrat în Ministerul de Externe până în prezent, din 1996, sub 14 miniștri de externe. Sper că n-am greșit cifra. Este important în conducerea Ministerului de Externe să existe o anumită continuitate. Din acest punct de vedere, faptul că domnul Corlățean este ministru de externe este un atu, pentru că dânsul este diplomat de carieră la origine și a avut întotdeauna un contact permanent cu domeniul relațiilor internaționale. În altă ordine de idei, nu am constatat, și prezența mea este o mărturie în acest sens, pentru că sunt secretar de stat în Ministerul de Externe în ultima perioadă, din 2009, neîntrerupt. Nu am constatat influențe asupra, să spunem, personalului Ministerului de Externe care să perturbe activitatea instituției. Mișu George Dobrovicescu. În decembrie 1989, odată cu Revoluția de la noi, nu mai aveam de plătit nicio datorie externă, era plătită în întregime și în contul României am auzit că figura $1 miliard. În momentul de față, datoria externă a României atinge cifre de $70 miliarde, s-ar putea să nu spun exact, dar în jur de. Întrebare. În ce măsură creșterea datoriei externe a României influențează suveranitatea ei? A doua întrebare. Ați pomenit de procesul de la Haga, unde noi am avut câștig de cauză asupra, hai să zic, ce am înțeles eu, platformei continentale în ceea ce privește împărțirea zonelor limitrofe a Mării Negre. Nu cuprindea și insula Șerpilor sau chiar în jurul insulei Șerpilor. Și de ce nu s-a pus problema ca să ne fie returnată insula Șerpilor, care a fost cedată așa benevol? Mulțumesc pentru atenție. O să încep cu a doua întrebare. În dreptul internațional, justiția internațională nu poate să fie accesată foarte simplu. Condiția esențială pentru ca două state care au o dispută să poată să ajungă cu disputa lor să fie soluționată de către o curte internațională este ca cele două state să cadă de acord asupra acestui lucru și de asemenea trebuie să cadă de acord asupra parametrilor diferendului, asupra limitelor pe care diferendul le are asupra ceea ce solicită curții să rezolve. Dacă părțile nu cad de acord asupra unui aspect care ține de diferendul respectiv, acel aspect nu poate să intre în competența de soluționare a acelei instanțe.
Sesizarea Curții Internaționale de Justiție cu procesul de la Haga s-a făcut pentru că a existat o astfel de bază, și anume un articol introdus într-un document care s-a încheiat în același timp cu tratatul politic de bază din 1997 cu Ucraina. Este ceea ce noi juriștii numim clauză compromisorie. Era un articol foarte complicat, care era redactat într-un mod foarte alambicat și care spunea în felul următor. Dacă părțile nu vor putea să rezolve problema prin negocieri, care trebuie să se desfășoare într-un interval de timp rezonabil, dar nu mai mult de 2 ani, negocieri care trebuiau să se poarte asupra delimitării spațiilor maritime, platou continental și zona economică exclusivă, pe de o parte, și pe de altă parte cu privire la încheierea unui tratat privind regimul frontierei de stat, un alt document separat. Deci dacă în 2 ani de zile nu se poate ajunge la un rezultat prin negocieri, atunci oricare dintre părți poate să ceară Curții Internaționale de Justiție să rezolve problema delimitării platoului continental și a zonelor economice exclusive din Marea Neagră între cele două părți, dacă, și urmau condițiile, erau condiții alternative. De fapt, o singură condiție cu două subcondiții alternative. Fie tratatul privind regimul frontierei de stat, deci celălalt document, care nu avea legătură cu delimitarea, să fie în vigoare, fie dacă acel tratat privind regimul frontierei de stat cu Ucraina nu este în vigoare, acea situație de neintrare în vigoare să se datoreze vinei celeilalte părți. Cu alte cuvinte, ca să poți să ajungi la Curtea Internațională de Justiție, trebuia să negociezi 2 ani de zile și fie tratatul privind regimul frontierei să fie în vigoare, fie, dacă nu era în vigoare, să poți demonstra că vina aparține celelalte părți. Noi am încercat să negociem și am negociat în paralel, de fapt, atât acordul privind delimitarea spațiilor maritime, cât și tratatul privind regimul frontierei de stat. O perioadă de timp, tratatul privind regimul frontierei de stat nu progresa în negociere, aproape la fel ca și delimitarea spațiilor maritime. Și atunci ne gândeam, cum să demonstrăm noi vina celeilalte părți? Și le povestesc de fiecare dată studenților că la un moment dat am făcut un set de propuneri maximale, exagerate, ale părții române pe tratatul privind regimul frontierei de stat și la fiecare rundă mai cedam câte puțin. Era oricum foarte exagerat. Și veneam de fiecare dată și spuneam, iată, partea română a mai făcut o concesie, dorește să încheie acest tratat. În schimb, partea ucrainiană rămâne pe poziția de la început. Este inflexibilă. Și am făcut acest exercițiu de vreo câteva ori, 3-4 ori. Partea ucrainiană vroia să blocheze acest joc al nostru și făcea altceva. De exemplu, ne chema la rundele de negocieri atunci când știau că șeful delegației sau adjunctul șefului delegației sunt în altă parte. Noi trimiteam un răspuns și spuneam, stimați colegi, putem să ne vedem peste o săptămână? Primeam răspuns imediat în scris în care se zicea, datorită întârzierii provocate de partea română, tratatul privind regimul frontierei de stat nu intră în vigoare. Până la urmă am depășit această chestiune și în 2003 tratatul privind regimul frontierei s-a semnat și în 2004 a intrat în vigoare. Deci această condiție s-a îndeplinit. Însă problema de fond pe care o ridicați este aceea că în acest text al clauzei compromisorii se spunea că dacă sunt îndeplinite aceste condiții, oricare dintre părți poate să ceară curții delimitarea platoului continental și a zonelor economice exclusive. Acolo nu se vorbea nimic despre insula Șerpilor. Apartenența insulei Șerpilor sau problema suveranității asupra insulei Șerpilor nu a fost inclusă, nu a putut fi inclusă, mai corect spus, în ceea ce părțile cereau Curții Internaționale de Justiție să rezolve. Ori dacă părțile nu sunt de acord asupra unei chestiuni, ea nu poate să fie soluționată de către curte, pentru că nu intră în competența sa. Mai mult însă decât atât, cei care au negociat acordul acela care era încheiat odată cu tratatul politic de bază și în care se găsea acest articol, au pus în altă parte, în acel text, era un text care se referea la problematici militare, măsuri de creștere a încrederii între părți. Au pus în acel text o referință care însă ne bloca orice fel de șansă. Se spunea acolo,
Ucraina se obligă să nu, să nu amplaseze mijloace militare ofensive pe insula Șerpilor, virgulă, care aparține Ucrainei. Prin urmare, chiar și dacă am fi dorit acest lucru, și ca jurist o spun cu caracter strict, mă rog, personal, și nu în calitate de diplomat în niciun fel, ar fi fost o provocare să discuți o chestiune legată de suveranitate în fața unei instanțe internaționale, cum este Curtea Internațională de Justiție. Dar datorită acestor texte din acordul încheiat odată cu Tratatul Politic de Bază cu Ucraina, nu era posibilă niciun fel discutarea acestei chestiuni în fața Curții Internaționale de Justiție. De altfel, nu insula Șerpilor, care este de fapt o bucată de stâncă fără niciun fel de valoare economică, care nu are vegetație, nu are faună, nu are floră, nu are apă, nu are absolut nimic acolo care să fie de interes și care are o suprafață cam cât Parcul Izvor, are 17 hectare, unde nu se poate ajunge decât foarte greu, unde apa îngheață aproximativ 5 luni pe an și nu pot să ajungă vasele, unde elicopterele nu pot să aterizeze pentru că bate vântul foarte tare, unde, cum să spun, viața este extrem de complicată, atât de complicată încât după ce a fost câștigat procesul de la Haga, orice fel de activitate pe insula Șerpilor a dispărut cu desăvârșire. Deci nu insula Șerpilor ne-a interesat și nu putea să ne intereseze, ci efectul, mai bine spus, anihilarea oricărui efect pe care insula l-ar fi avut asupra delimitării spațiilor maritime. Și ceea ce am reușit noi să obținem în procesul de delimitare cu Ucraina a fost să convingem Curtea să nu acorde niciun fel de efect insulei Șerpilor asupra liniei de delimitare. Linia de delimitare a fost trasată aproape cum am dorit noi, sigur cu o singură excepție dată de o diferență de calcul. Ei au luat în calcul capătul dinspre uscat al digului Sulina, în timp ce noi am propus ca punct de referință capătul dinspre larg al digului Sulina. De aici a rezultat diferența de 20% între cât am câștigat noi și suprafața totală în dispută. Aceasta este explicația care are un temei juridic extrem de, extrem de clar. În ce privește cea de-a doua, sau mă rog, prima întrebare pe care, la care eu răspund în al doilea rând, iarăși, nu sunt economist, nu mă pricep la datorie externă. Însă constat că astăzi, dacă vă uitați pe harta lumii, nu știu dacă există vreun stat care să nu aibă datorie externă. Important este ce loc are această situație a unei datorii externe în ansamblul, știu, situației macroeconomice a statului respectiv, dacă are un impact negativ sau nu. Acum să vedem care este acest impact asupra suveranității unui stat. Sigur că dacă datoria externă este extraordinar de mare, dacă statul respectiv este falimentar, dacă te trezești într-o situație în care sistemul financiar sau bancar din țara respectivă nu mai funcționează și este nevoie doar de asistență financiară internațională, în situația în care această asistență financiară internațională este dată numai cu condiția să faci numai o listă de anumite măsuri, atunci da, pot spune că exercițiul suveranității este limitat. Dar nu cred că în cazul României, care are o datorie externă modică față de multe alte state, se situează în parametrii permiși de, eu știu, criteriile Uniunii Europene în acest domeniu, de pactul fiscal încheiat la nivelul Uniunii Europene, nu cred că ne aflăm într-o astfel de ipoteză. Mai avem timp de o întrebare. Iacă. Mulțumesc, vă rog să vă prezentați. Mulțumesc, Mihai Cristescu, mă numesc. În primul rând, felicitări pentru întreaga expunere, pentru obiectivele atinse. Ne puteți schița, dacă nu e cumva nevoie de o nouă conferință pentru asta, nuanțele politice de politică externă ale României prin prisma interesului național față de Rusia? Ne trebuie chiar mai multe conferințe. Ceea ce se poate spune foarte, foarte pe scurt este că România își dorește o politică externă echilibrată cu Federația Rusă. Pentru că există în momentul de față un nivel de cooperare economică foarte bun. Chiar zilele trecute s-a desfășurat la București Comisia Mixtă Interguvernamentală pe probleme economice între România și Federația Rusă și
Ați văzut probabil diverse propuneri care au fost deja, au și fost făcute publice. Construcția de către Tupolev și Romaero împreună a unui avion Tupolev în România și mai sunt câteva proiecte interesante care sunt pe agendă. Schimburile comerciale sunt niște schimburi comerciale foarte importante, sigur, dezechilibrate, în sensul că România importă ceva mai mult de un miliard și jumătate de dolari în Federația Rusă, în timp ce importă în Federația Rusă, în timp ce Federația Rusă exportă în România resurse de 4,5 miliarde. Deci este un dezechilibru al balanței schimburilor comerciale. Dar dacă ne uităm însă și la nivelul de investiții rusești în România, inclusiv în industrie, mai ales în industria metalurgică, dar și în alte domenii, se poate spune că nu merge rău deloc cooperarea economică. Noi ne dorim să aducem să fixăm ca reper această excelență a cooperării economice, care sigur și aici se poate dezvolta, și să aducem nivelul de cooperare politică cel puțin la nivelul respectiv. Și avem într-adevăr pe agendă câteva contacte pe care le pregătim în perioada următoare. N-am să pot să vă spun mai multe în acest moment, însă fără îndoială că ceea ce România își dorește și noi sperăm că și Federația Rusă își dorește, o relație pragmatică, echilibrată și deschisă, care să nu aibă taburi în relația dintre România și Federația Rusă. De fiecare dată când am avut consultări la nivelul Ministerilor de Externe, eu am în fiecare an la nivel de adjunct de ministru un set de astfel de consultări politice. Întotdeauna am putut să constat, și mai ales în ultimii 2 ani, că dialogul politic este în curs de a se îmbunătăți, că putem discuta aproape orice. Sigur că uneori mai există și aspecte asupra cărora nu cădem de acord, dar important este acest dialog și faptul că putem identifica mai multe proiecte de interes comun decât proiecte divergente. Și închei prin a vă da un exemplu pe care l-am de cooperare foarte bună, pe care l-am dezvoltat în cadrul NATO. În Consiliul NATO-Rusia, în cadrul programului de știință pentru dezvoltarea științei pentru pace, am dezvoltat împreună cu Federația Rusă un proiect în care România și Rusia sunt co-directori, deci implicând și celelalte state membre ale NATO și respectiv Rusia, în domeniul telemedicinei. În domeniul telemedicinei, în care co-director din partea părții române este domnul Raed Arafat. Acest proiect a avut un succes extraordinar. A fost o primă conferință la București anul trecut, o a doua conferință la Moscova acum câteva săptămâni și este un proiect care are șanse extraordinare de dezvoltare în cadrul alianței și care presupune, de fapt, o extindere și a expertizei românești în materie pe care o cunoașteți. Este un proiect care arată că putem împreună lucra, inclusiv în cadrul NATO și în relația NATO-Rusia, România cu Rusia direct, pentru beneficiul tuturor celor, statelor aliate și respectiv al Rusiei, cu efecte și asupra relației bilaterale. Mulțumesc. Aș mai fi avut și o întrebare și scurtă și răspunsul, cred că tot scurt. Dacă are vreo importanță vitală apartenența României la Latinitate și faptul că suntem granița de extrem est a latinității europene în politica noastră externă? Poate că nu atât de direct pe cât ar putea fi. Deși există în continuare Uniunea Latină și diverse formate de cooperare care pun în evidență acest lucru, dar care sunt din păcate mai puțin vizibile decât, să zicem, Organizația Internațională a Francofoniei. Dar sigur că există un impact pe care l-a avut și l-are, de fapt, istoria noastră în această zonă. Și faptul că am știut întotdeauna să înțelegem atât Orientul cât și Occidentul. Am avut și cultură occidentală și influențe orientale și am înțeles foarte bine și moravurile Estului, pe care de altfel le mai avem încă pe aici pe acolo.
Această poziționare a României, de-a lungul istoriei sale, ca stat aflat pe graniță, ca Ostmark al comunității de valori occidentale, este, iată, o poziție geopolitică pe care o avem și astăzi. Cred că am învățat multe din asta și suntem o punte de legătură între două lumi. Din acest punct de vedere, când spuneam despre capacitatea noastră de a transfera lecții învățate din tranziția noastră democratică către state din zona estică, din sudul Europei, deci din nordul Africii, putem constata cât de ușor acei oameni se raportează la noi și cu câtă ușurință primesc mai degrabă de la noi decât de la alții din vestul Europei această, să spunem, împărtășire a experienței. Deci este o valoare adăugată care vine de undeva din toată istoria noastră și din poziția pe care o avem în această zonă. Și mi-e teamă că, dar poate fi în același timp și o oportunitate, mi-e teamă că vom continua să ne folosim încă destul de multă vreme această poziție și acest atu, care este în același timp și o provocare de stat de graniță între Est și Vest. Domnule profesor, pot să vă spun așa, pentru că spomenit de studenți, am avut de curând o conferință a unui psihiatru cu talent și cu imaginație, cum rar mi-a fost dat să urmăresc, profesorul dr. Florin Tudose, care ne-a vorbit despre carențe și calități în psihiatrie și care v-a depășit pe dumneavoastră în timpul pe care l-a folosit și n-a mai fost timp și posibilitate de dialog. Drept care am trecut peste uzanțe și l-am invitat a doua oară, drept care peste două săptămâni, îi anunțui pentru cei care sunt în sală, îl vom asculta scurt de data asta, promis, trei săptămâni, scuze, după Paște, bineînțeles, cu titlul Visul de la divinație și interpretare la mașina de citit vise. Mi-a promis că va dura jumătate de oră, restul de o oră și jumătate va fi dedicat dialogului. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc succes în continuare, cred că faceți parte din elita post-decembristă, dacă putem spune așa, a intelectualității române în plină dezvoltare și ajunsă de vreme, atunci când trebuie, la tinerețe, la performanță. Și vă mulțumesc pentru acest lucru. Eu vă mulțumesc.